Salutare, colegi! Astăzi ne aflăm în orașul Bălți, fondat în anul 1421, la 22 mai. Și v-am pregătit o surpriză. Hai să aflăm despre ce merge vorba. Salut! Mă numesc Arcadie Zastavnețchi și sunt foarte bucuros să vă primim la Barza Albă. O să vedeți și o să gustați produsele noastre. Divinul, brandy, bine ați venit și vă așteptăm în continuare să aveți mari și mari speranță de a reveni. Mulțumim! Aici avem și o hartă plasată. Dacă vedem unde este. Bună ziua! Mă numesc Dan Ionel și vă voi povesti despre compania Barza Albă. Compania produce brandy și divin de la 3 până la 50 de ani. Vârful de gamă reprezintă divinul prezident de 50 de ani, în sticlă de cristal și cutie suveniră din piele. Compania Barza Albă a fost fondată în anul 1944. În anul acesta facem 76 de ani de activitate. Macheta întreprinderii, sub edificiul numărul 1, unde ne aflăm noi acum, este blocul administrativ. După asta, vis-a-vis numărul, sub numărul 4 pe machetă, este un turn pentru pomparea apei. Vom urma traseul spre edificiul numărul 13, spre inima combinatului. În partea dreaptă avem blocul de producere vechi, la moment edificiul acesta nu îl folosim. Cisternele cu apă și acum ajungem la secția de divin. Așa e, Ionel? Așa e, corect. Ce o să vedem aici? Deci în secția divin ia naștere produsele noastre, divinurile. Aici are loc unele dintre cele mai importante procese, maturația la butoaie de stejar, pojarea, odihna. Și de acum, în altă secție, urmează și îmbutilierea pentru consumul final. Ca să înțelegem cât de importante erau strugurii pentru țara noastră, o putem vedea și ca decorație. În compoziția aceasta reprezentată este culesul strugurilor, drobirea, dare la presă a strugurilor și urmează partea cealaltă, îmbutilire în sticle. Adică întreg proces de producere a vinului, de la naștere până la consumul final. Thank you.
Păi este interesant ce este aici. Aici este divinoteca noastră. Se păstrează divinuri pentru colecție. Toate produsele noastre, toată gama de produse, prima dată îmbotiliată, pentru prima dată, sunt plasate aici pentru colecție. Acum vedeți codru legendar de 20 de ani, prima îmbotiliere din 1974. Pe timpuri se practicau schimburi de experiență. Deci combinatul nostru exportau spre alte combinate produsele a noastre și invers, de la alți producători către noi, produsele lor. Deci avem divinuri sau coniacuri din Georgia, Armenia, Abhazia pentru colecții. Noroc! Vă așteptăm la Barza Albă!